Nu e o pristă, trebuie să vin jos, vin în jos și după ce să apăs mașina. Familia din Țărănești am făcut să se facă aici? De Țărani. Eu sunt candidat de la Țărănești împreună cu Claudiu, fiind la europarlamentar. Da, am fost. Și vreau să fac cadou o carte, se cheamă Salvarea Fermei Țărănești, acolo am spectacol, un spectacol acolo. Hai, film, da? Ia zi, prezinți. Deci sunt în număr de 12 tânjele, fiecare tânja semnifică o lună anului. Sărbătoritul se alege de către bătrânii satului, în funcție dacă a fost primul la rat sau a avut cel mai mare progres timp de un an de zile, se alege. Trecem la obicei. Se formează tânjele, vedeți, sunt legate, înainte s-au ales de către feciori, ca să fie o ordine. Și trebuie să fie 12, trebuia să fie 12, dar din motive, fiindcă satul, comunitatea noastră, vedeți, din ce în ce, parcă un pic, nu numai aici a fost, dar tineretul oricum vine care a fost plecat, vine și, vedeți, ne-am organizat, e multă lume, am format tânjelele. Sărbătoritul, adică eu o să fie în spate pe pătileguță. Așa. Și o să fie purtat de către feciorii satului. În fel metaforic, în funcție față, le arată și respectul față de cel care a ieșit primul la rat. Da, și cel mai gospodar om din sat. Așa. Se formează tânjelele, sărbătoritul e păzit de câte 4 străjeri. Foarte important e că sărbătoritul, el în parcursul ăsta până la tânja, o să fie, tot o să încerce să scape. Fiindcă eu dacă scap, merg, mă spăl eu primul, să scap de străjerii. De străjerii care te păzesc. Care mă păzesc, eu dacă scap și merg și mă spăl primul pe față, scap de tot alaio, să scap de, să dau de gol la toți suciorii, trebuie să fie obligată. Ești obligat practic să plătești, să dai, exact, o băută, mă rog, pentru de băut pentru că tu ești sărbătorizant. Exact. Și dacă scapi, e plătește comunitatea. Exact. Te păzesc, da. Îți spuși foarte, foarte bine. În istorie încă nu prea existat cineva să scape. Acum eu să fiu următorul candidat. Și mergeți la râu, da? Se merge până la râu. Acolo, la râu, e foarte important să rostești niște cuvinte ca și niște o taină. Se rostește acolo niște cuvinte magice, să le zicem așa, pentru roade, pentru anul următor, pentru roade, pentru bogăție, bogăție, da. Pentru, da. Am înțeles. Ia ce face nene, ce filmează.
Zice, ce-o rășit? Hai, dați aici, vorbă ca așa. Greșesc că să-mi plătesc atâta ca... Prea agitați. Ești prea agitați, spune că așa vorbim, că-mi buz, dar ești... Iară, băi, Bogdan, nu Thank you.
Hola.
Și
Așa se vine!